Noi am, în vederea organizării acestei demonstrații, cu ajutorul unei echipe minunate, am reușit să realizăm și o transmisie live pe Facebook. Cu această ocazie mulțumim internauților de acasă, mulțumim pentru interesul acordat și totodată adresez aceeași rugăminte și iubitorilor de frumos și de flori de acasă. Orice întrebare aveți, cu mare drag transmiteți mesaje pe pagina asociației, iar echipa noastră de specialiști vă va răspunde în timpul cel mai scurt. Totodată aș dori să mulțumesc partenerilor acestui eveniment, expoziția floriștilor din România, în cadrul căreia se desfășoară această demonstrație a câștigătorilor Cupei României de Artă Florală, ediția 2017, prima ediție din România. Și voi menționa pe următorii. Hotel Central Plața Piatra Neamț. Mulțumim cu respect pentru absolut toate facilitățile pe care ni le-au pus la dispoziție. Oameni minunați, ospitalieri, ne simțim extraordinar la dumneavoastră și cu siguranță vom mai reveni. Temete Flowers, domnul Nicu, sunteți un om minunat. Vă mulțumim din tot sufletul. Mega Packing, domnul Nicu și Ovidiu, mulțumim. Cristea Lumânări, Ciprian Cristea, mulțumim pentru suportul acordat și pentru participarea la fiecare eveniment. Clipa decorațiuni, Alina Bălănescu. City Flowers, Sibiu, Ioana Nichifor. Purple Flowers, București, Daniel Nora. BSP Print .ro, tipografie din Piatra Neamț. Mulțumim pentru toate printurile realizate. Domnul Florin Zaharia, fotografii. Ce ne-am face noi floriștii fără un adevărat fotograf care să poată transpună în imagini minunate lucrările noastre, astfel încât iubitorii de frumos din mediul online să le poată admira. Domnul Ionuț Lungu, videografie. Mulțumim, domnul Ionuț. Mulțumim. Sunt parteneri fără de care acest eveniment nu putea fi realizat. A fost o întreagă echipă, o muncă fantastică în spate. Iar dacă ceea ce ați văzut până acum v-a bucurat atât sufletul cât și inima, noi ne declarăm mulțumiți și ne înclinăm. Aș dori să mai adaug în un lucru foarte, foarte important. Vreau să vă spun că majoritatea dintre noi am pornit acest business, pentru că la urma urmei este un business, trebuie să recunoaștem acest lucru, dintr-o pasiune, o pasiune pentru frumos. Am dorit să transformăm lucrurile, florile, într-un vis frumos. Am reușit să-l facem realitate. Dar acest vis, ca să devină realitate, a fost nevoie de foarte multă investiție în noi, ca și oameni, ca și antreprenori. Suntem cu toții conștienți că orice evoluție în orice domeniu nu se poate realiza dacă nu investești, în primul rând, în tine, ca și om, ca și antreprenor, ca și imagine. Niciunul dintre noi nu a continuat acest drum fără să nu participe la diverse demonstrații, diferite workshop-uri, diferite cursuri. Așa că sfatul meu personal, chiar și al tuturor colegilor din echipă, este să mergeți, să participați la astfel de târguri, expoziții, demonstrații, workshop-uri, să fiți un pic mai îndrăzneți, să vă lărgiți un pic orizonturile de cunoaștere. Este foarte important, foarte important să cunoașteți ceea ce se întâmplă un pic pe lângă dumneavoastră. Mediul online ne oferă foarte multe informații din acest punct de vedere. Dar totodată este foarte bine să triați și aceste
evenimente care au loc. Trebuie să țintiți acel eveniment care voi considerați că este făcut pentru dumneavoastră, pentru afacerea dumneavoastră, pentru business-ul dumneavoastră. Este un lucru foarte important să știți să investiți în acel domeniu în care credeți că într-adevăr va aduce acea plus valoare pentru afacerea voastră. Aceste cursuri despre care vă vorbesc au fost făcute de multe persoane din țară și sunt diferite cursuri care se realizează atât la noi în țară, cât și în plan internațional. Noi, Asociația Antreprenorilor din Domeniul Floristic, am încercat și continuăm și credem cu tărie că educarea unui florist adevărat nu se poate face decât prin realizarea unui curs într-adevăr bine performant, astfel încât ca noi toți floriștii să putem obține acele informații corecte, acele principii de bază de floristică pe care toată lumea din toți floriștii din lume le utilizează. Sunt foarte multe întrebări gen nu înțeleg de ce există două buchete. A fost mai devreme o întrebare, există două buchete. Mai țineți minte câte feluri de buchete sunt? Nu aud? Două? Care sunt acelea? Bravo, mă bucur! Deci spirală și paralel, bravo, mă bucur! Așa am zis și eu, cum adică numai două buchete există? Da, există două buchete. Lucruri pe care le înveți la cursuri predate de oameni care au studiat aceste lucruri și trebuie să le pui în practică, trebuie să le faci exact așa cum le-ai învățat. Majoritatea dintre noi, după cum vă spuneam, am urmat aceste cursuri de perfecționare în domeniul floristic, iar anul trecut AADF a avut o colaborare extraordinară cu un lector din Italia, Ivan Berg, se cheamă, un om extraordinar, un vero italiano, cum zic majoritatea, un domn minunat. A fost alături de noi un an întreg și ne-a îndrumat pe parcursul acestor cursuri predate în România, în toată baza floristicii. Vă spun sincer că după 6-7 ani de experiență în acest domeniu, mie personal mi-a dărâmat absolut toate principiile. Am înțeles că eu practic nu cunosc floristica, nu cunosc culorile, nu cunosc să le combin, nu știu să combin culorile, nu știu să folosesc corect materialul vegetativ. Dar, urmând aceste cursuri, am învățat, le-am pus în practică și vă asigur că rezultatul apare. Cu siguranță apare. O să îi las un pic pe Alina, Ioana și Dani. Da, Ioana. Oh, nu cred. Deci, facem o paranteză, da? Ioana are aici o surpriză pentru noi. A terminat buchetul minunat din forme geometrice, deci arată fantastic de aproape. Felicitări, Ioana, merită toate aplauzele. Și tot vorbind despre domnul profesor din Italia, drăguța noastră domnișoară se cheamă Italia. Coincidență, nu? Și ce este mai minunat decât să vezi o domnișoară tânără, frumoasă, cu un buchet minunat de flori, asortată cu un colier floral? Cu două buchete de flori. mulțumesc frumos, Italia, ești minunată. Poți să te și plimbi poate puțin, așa că de departe poate nu se văd toate lucrurile, dar vă invit după aceea să le analizați de aproape, puteți să puneți mâna. La final am folosit puțin luciu. Între timp, de-a lungul orelor de când am terminat aceste figuri, ne-am mai tot dat cu finishing touch. Este un spray care ajută mult la bijuterii, la floricele
tăiate, mânzulițe tăiate care nu mai au sursă de hidratare. Este aici acesta un exemplu. Este produsul Finishing Touch. Se poate da și pe flori, cum am zis. Iar pe unele frunze, o să faci tu aceea paranteză și de unde și cum îl cumpărăm. Pe unele frunze, atenție, am dat cu luciu pentru a-i da așa un pic de intensitate de culoare. Atenție, nu dăm cu luciu pe eucalipt, care știți că are un aspect poros, gri, da? Foarte plăcut, și nici pe frunzele de senecio, pentru că aș distruge exact textura pe care am vrut să o pune în evidență. Și atunci am pus mâna pe cele pe care vreau să le protejez și am dat cu un pic de luciu pe cele care am vrut să le subliniez. Iată un sfat foarte important de la Ioana, trebuie neapărat să ținem cont de el. Și sunt tare curioasă câți dintre voi în florăriile dumneavoastră sau în atelierile florale folosiți acest produs. Finish Touch. Oh, ce mă bucur! Felicitări! Deci chiar mă bucur să văd atâtea persoane care folosesc. Este un produs care lungește foarte mult viața florilor tăiate și, credeți-mă, deși este un cost în plus, se reflectă în durata de viață aranjamentul floral. Așadar, folosiți-l cu încredere. Și pentru că am avut de foarte multe ori întrebarea cum tratăm un buchet de hortensia, știu că este o spaimă a floristelor să faci un buchet doar din hortensia și să mai și țină toate. Sfatul meu este, în primul rând, să informați miresele că este o floare sensibilă care s-ar putea spre sfârșitul zilei să nu mai arate ca la început, deci să fie alegerea lor dacă într-adevăr își doresc acel bulgăre doar din hortensia. Și în doilea rând, dacă este posibil, să o combinăm cu altceva, bineînțeles că o să o ajutăm, dar foarte important este să fie hidratată. Să fie hidratată chiar și cu capul în apă complet, dacă este nevoie, pentru câteva ore. Nu lăsăm acolo zile întregi, că nu o să mai arate bine, dar ca să poată să bea și prin petale, efectiv. Deci bine, bine hidratată înainte de a o folosi și niciun caz nu folosim în buchet hortensia care ni se pare că nu e destul de țeapănă, că cu siguranță va muri prima. Și bineînțeles, la sfârșit, mult finishing touch, fără probleme, chiar să stia picăturile pe el, pentru că vor bea și prin petale și sigur o să ajute să arate fresh mai mult timp. Mulțumesc mult, Italia, ești minunată! Bella Italia, te invit să faci o mică plimbare printre minunații noștri invitați, să prezinți acest minunat buchet. Ioana a folosit, după cum vedeți, foarte multe forme geometrice, frumos aranjate într-un buchet spirală, un pic curgător, semicurgător. Și vă îndemn să folosiți lucruri diferite, pentru că rezultatele vor fi pe măsură. Mă îndrept către Alina și văd contraste atât de frumoase și de puternice, care mi-amintesc de o probă foarte interesantă de la concursul Cupa României de Artă Florală. Mulțumesc! Una din probele concursului Cupa României de Artă Florală a fost realizarea unui buchet oferit de către un extraterestru în formă de sceptru unei pământence în cadrul unui film de Hollywood. E poftim provocare pentru noi floriști. S-a făcut tăcere. Și noi la fel am reacționat. Ei, de aici rotița aceasta a început să se miște și fiecare dintre noi am început să folosim tot felul de materiale. Unul din materialele folosite în cadrul acestei probe a fost cărbunele. Vă spun sincer că văzând lucrările Alinei, am rămas profund impresionată să văd ce că și ea a rămas impresionată de cărbune, corect. Și mai departe l-am reinterpretat și l-am refolosit. Alina, o să te las un pic să vorbești despre aranjamentul tău. Te rog, draga mea. Un aranjament atipic, modern, contemporan, nu știu, pentru
un client la fel modern, contemporan, care vrea altceva. Văd tot așa, într-un birou, într-un living, la fel de modern, chiar și în magazin, într-un atelier. În ultima vreme am fost la niște workshop-uri și am îndoi maestri floriști care am lucrat. Ne-au subliniat tot timpul să încercăm să avem o lucrare de genul acesta în magazin la noi, pentru a clientul nostru, pentru a vedea ce putem să facem. Că altfel revenim la aceeași problemă. Dacă nu îi arătăm clientului, nu știe să ceară. Practic, sugestia ta este în felul următor. Noi, ca și floriști, trebuie să ne educăm clientul și trebuie să avem tot timpul un colțișor de prezentare, exact, în care să putem expune un aranjament, două, trei, un buchet neconvențional, lucrat un pic cu materiale diverse, pentru că la urmă clientul este cel care decide, este cel care cumpără în primul rând vizual. Vedem un aranjament în care sunt folosite materiale diferite. Și până la urmă sunt materiale banale. Au făcut niște băieți de noi cu cărbune, cu grătarul, cu... Exact, cine s-ar fi gândit că din cărbune poți face un aranjament? Exact. O cioată de mesteacă în sârmă, efectiv materiale pe care le găsești la un magazin de construcții. Chiar la Peco, că am rămas în pane de cărbune, că tot am băgat. O să-mi vedeți mai departe unde am mai folosit. Îmi cer scuze, Alina. O să-l rog pe domnul, îi dau o temă timp de 10 minute, să observe un pic acest aranjament și să facă așa mental un calcul pe prețul de achiziție al acestor elemente. Deci avem o buturugă de mesteacăn, avem sârmă de construcție galvanizată, cred că e un 0,5 sau un 0,5, avem un cărbune. Și în interior avem plasa de pui? Chicken wire, așa o numim noi, sau plasa de pui, mă rog, la noi la Galați se zice plasa de Buzău, nu înțeleg sau de ce. Pe care am efectiv mototolit-o cât am putut noi. E sârma aceea făcută în... Rapiță. Da, mă rog. Rapiță. Chicken wire, dragă. Când am fost la concurs în Italia, a fost o concurentă chiar dintr-un alt oraș din Italia, care a făcut un buchet de mireasă, care avea o bază din izolație de parchet. Știți folia aia care se pune pe jos sub parchet? Bă, arăta super. Era albă. Uite, a mai făcut cineva așa ceva. Era albă și era tăiată în triu... Ah. Da. Am înțeles. Nu. Deci femeia asta a făcuse un suport, deci un suport de buchet de mireasă și nu orice. Tema buchetului a fost buchetul prințesei Diana. Așa, deci nu orice fel de buchet de mireasă și a făcut un buchet absolut senzațional. Deci de multe ori nu e despre a folosi cele mai scumpe materiale, ci de a le folosi cât mai ingenios. Exact, Dani. Cel mai banal material care îl găsim oriunde, în orice supermarket, în natură, orice banal material poate fi transformat și reinventat. Și absolut, bineînțeles, reinventat. Ca timp de lucru a fost suficient. Bună abordare. Cât timp de lucru a fost necesar pentru realizarea acestui aranjament, Alina? A lucrat 3 persoane. Să nu mai vorbim de materialul vegetativ, să nu mai vorbim de flori, de recepția lor, de hidratare și inclusiv așezarea lor în eprobete. Mi-am imaginat să aibă un look foarte natural, fiind cărbune, chiar parcă era greu și altfel. Și am păstrat linia florilor foarte mult, ca și cum sunt ele luate din natură. Le-am lăsat să, nu știu, să plece, le să așeze așa cum vor, să ne spună ele povestea lor.
primăvara este absolut prezentă la tine în acest aranjament. Deci mă duce cu gândul la acele grătare, la iarbă verde, acele păpădii narcise înflorite, ieșite din, din gazon. Din păcate, timpul încă nu ține cu noi, nu avem timp de grătare, dar cine știe, poate... Vă așteptăm la Piatra Neamț la vară să mergeți la un grătar. Deci avem invitație la Piatra Neamț la vară la un grătar, că e musai. Poate facem, nu știu, expediție altfel, în aer liber. Nu, că am muncit prea mult aia. Când îți mai vine câte o idee și mai faci câte o construcție, mai ales colegii care se ocupă de logistică și ăștia care trebuie să pună lucrurile la loc, își pun mâinile în cap și zic, Doamne, unde o mai punem și pe asta? Da. Cu astea ce facem? Ne dăm pe foc? Adică, da, știm. Cât de mare e depozitul fiecăruia cu fiecare lucrare, mă rog, materiale păstrate? Nu e suficient. E de mare, niciodată nu e destul de mare. Nu e suficient, nu? Și nu e bine să reinterpretăm de fiecare dată ceea ce avem deja în depozit? Să refolosim ceea ce avem deja adunat în atâția ani de zile? Da, e foarte bine. Partea bună la structurile astea e că odată ce ai făcut-o și ai grijă de ea, o ai și eu vă zic, câteodată mă simt ca un bătrân din ăla. Îmi cer scuze pentru persoanele mai înetate, dar care ține, n-aruncă nimic, că sigur odată o să întrebească și cu siguranță de multe ori mai întrebe câte o chestie și dacă, mai ales astea care s-au aruncate, am o predilecție de colegii mei, mai zic, hai, o aruncăm pe asta două naibii, nu mai ținem, că nici n-avem ce să facem cu ea. Exact aia întrebe. Aia pe care o hotărât ei că vor să o arunce, la un moment dat întrebuie. Dar oricum, totul poate fi reinterpretat. Totul. Noi floriștii niciodată nu aruncăm nimic. Totul refolosim. Mai vopsim, mai uscăm, dar reinterpretăm orice aranjament. O să o lăsăm pe Alina să-și termine aranjamentul. Vă garantez că de aproape arată minunat. Și se vede clar, este foarte, foarte multă muncă și migală în acest aranjament. Și orice client care ar vedea acest aranjament ar aprecia și, și cu siguranță ar plăti pentru un astfel de aranjament. În continuare revin la domnul din sală. Când aveți rezultatul final, mă anunțați. Ok. Bun, haideți să vedem ce face Ioana aici. Wow, Ioana ne pregătește un buchet. O construcție minunată. Un buchet care deja devine foarte greu. Deja este greu. Dar nimic nu este ușor pentru noi, Ioana. Avem deja pregătire fizică pentru asta. Păi, mai trebuie sală. Apropo de faptul că am încercat să creez câte o lucrare care să lege oarecum de viața și de pasiunile mele, în ultima mea excursie pe care am făcut-o între fete, eu cu mama mea și cu fiica mea în Cipru, am descoperit aceste coji de palmier. Probabil ați văzut pe bursă, se vând, dar astea sunt jumătate, să zic, culese de mine, jumătate aduse de partenerul nostru. Erau inclusiv aceste coji, sigur le-ați văzut și pe ele, pe care le-am folosit pe dos. Ca o textură, atât ca scoarța, cât și cojile de pe, respective. Da, se taie de pe palmier în momentul în care cresc. Știți că palmierii au așa niște dungi în jurul lor. De fapt, sunt foi din acestea care cad pe jos și la ei n-au nicio valoare. Dar pentru mine a fost minunat. Mi-am umplut geamantană cu ele. Și am zis o să fac ceva la demonstrație cu ele. Și pentru că au această nuanță maronie roșiatică foarte frumoase, m-am gândit să fac un buchet în tehnica spirală, nu paralel. Și buchet, da, deci acesta este un buchet spirală. Și buchetul din frunze, deși sunt niște sârme până la urmă,
tot a trebuit să le pun în tehnica spirală pentru a face această formă rotundă. Apropo de cele două tipuri, dacă vreți să faceți buchetele acelea bogate, rotunde, frumoase, de mireasă, n-aveți nicio șansă dacă nu le puneți în spirală. Și dacă le puneți în spirală, categoric vor ieși rotunde. Știți că sunt sigur că și eu am avut întrebări până nu de mult cum le-aș putea face cât mai rotunde, adică aproape o sferă din care se iasă mânerul. Știți la ce mă refer? Sunt buchete care arată ca o ciupercă. Acele și... biluțe rotunde, perfecte. Nu, nu, nu. Care arată ca o ciupercă, o jumate. Și de aici se întâmplă așa. Alea nu sunt făcute spirală, în cele mai multe cazuri, sau nu s-au folosit destule flori. Iar dacă vrem să o facem o sferă, chiar și micuță de domnișoară, o să, dacă folosiți tehnica spirală, cu siguranță o să vă iasă. Nu-i așa, Mihai? Marcela. Da, sau însârmate, acolo e mult mai mult de muncă și acolo putem să le punem și paralel, dar fiecare floare trebuie însârmată. Bun, cam asta e cu buchetul meu, mai am un pic de lucru și trebuie să-ți dau microfonul. Că Ioana, te las, eu știu ce înseamnă greutatea unui buchet făcut pe o construcție. Deci Ioana a făcut întâi o construcție foarte ingenioasă și acum introduce prin tehnica spiralei aceste flori în construcția realizată. Este greoaie, așa că am înțeles-o foarte bine pe Ioana. Și o să lăsăm un pic să lucreze. Vedem aici mai departe pe dragul nostru Dani. Are câteva spirale, două spirale perfecte. Aproximativ. De fiecare dată când termin un lucru, eu, în loc să mă bucur de el, încep să mă gândesc la ce nu-mi place. Dar asta e, cred că mă ajută să merg mai departe, că altfel nu pot. Ca să fiu 100% sincer cu voi, și această instalație și cealaltă sunt inspirate, nu copiate, dar sunt inspirate de unul din artiștii mei preferați, care se numește Daniel Oast. Nu știu dacă vă sună cunoscut. El este... Nu înțeleg cum poate să... Dacă, nu știu dacă îl cunoașteți. Dacă fac o completare. Daniel Oast este un florist belgian din Bruxelles. Lucrează foarte mult cu material vegetal, foarte mult cu crengi, foarte mult cu, cornus, crengi de această textură. Da. Un florist care nu activează doar în Belgia, chiar și internațional, Arabia Saudită, China el și așa mai departe. El activează în Belgia, el zice, ca să vă înțelegeți, în momentul în care am găsit în sfârșit cartea lui într-o librărie în Amsterdam, o căutam de nu știu cât timp, am căzut în genunchi, am luat-o și am pupat-o. El o are pe soția lui alături și soția lui are grijă de florărie și zice că doar datorită soției mele eu pot să mă duc și să arăt toate lucrurile pe care le arăt lumii. Cornusul cred că este materialul lui vegetativ preferat. Are, dacă nu v-ați uitat sau nu știți, căutați-l, Daniel Oast, ăsta e numele lui, și face câteva construcții din cornus care nu sunt ceva, nu e real acolo. Dacă n-ai ști că într-adevăr sunt făcute de el, ai zice, bă, asta nu poți să faci așa ceva. Asta face el. Și oarecum el mă inspiră să caut diferite forme în acest material simplu, cornusul. Și partea bună la acest material e că este extraordinar de versatil. Deci puteți să-l folosiți în fel și chip, se îndoaie foarte frumos și mai ales dacă îl țineți într-o ceva presat, prea forma presei, și atunci puteți să lucrați și mai ușor cu el. Dacă aveți nevoie de o anumită formă, el va prelua acea formă. Bine, apoi după ce îi dați drumul din presă, trebuie să-l securizați cu un pic de sârmă, dar va fi destul de ușor de lucrat cu el. Mă rog, de acolo am pasiunea, de la el am, cred că el mă inspiră să fac atât de multe chestii cu cornus. Și ador primăvara, pentru că primăvara e o bogăție de cornus pe vârstă incredibilă. Da. Astea sunt practic această instalație.
La fel poate fi pus absolut oriunde, la intrare, la de decor, și lângă masa mirilor, și oriunde puteți să o puneți, puteți să o reinterpretați. Practic sunt două buchete puse unul într-altul. Și nu știu, sper să vă placă ce să iasă aici. Ca și tehnică, e foarte simplu ce am făcut aici. Efectiv am făcut două buchete mari de cornus. Așa, le-am legat bine cu sârmă. Am prins de aici o sârmă cu care am legat primul buchet, da? Aici se află un ghemotoc de această plasă, eu zic plasă de iepure, care ține acest buchet. Și acest ghemotoc chicken wire. Chicken wire, eu zic plasă de iepure, mă rog. Și practic această sârmă este legată de structura asta. Cred că ați văzut, practic asta cred că e a treia structură. Structurile astea aurii, bine, mie auriu e culoarea pe lângă pantonele vieții. Nu prea mare fan, dar în fine. Auriu, accentele aurii cred că sunt mare vogă. Nu știu în orașele voastre cum sunt, în București, cel puțin la anunț, toată lumea avea un pic de auriu. Deci fără un pic de auriu nu se poate. Și structurile astea eu mi-am făcut, cred că am vreo 15 în total, de diferite dimensiuni, mărimi, forme și sunt extraordinar de versatile. Practic, odată ce le ai, poți să agheți orice, să faci orice, să te joci cum vrei tu cu ele. Deci asta e altă idee, altă... Trebuie să avem un tâmplar alături de noi, trebuie să avem un fierar lângă noi. Singurul aparat din ăsta de... Deci mirgheluitam, de tăia fierăstrău circular, pendular, ce mai fi, de nu știu ce am, singurul aparat cred că care îmi lipsește e de sudură. Urmează. Și ăla. Am căutat să fac o școală, ceva, nu prea există, numai din astea profesionale care ți durează destul de mult, și mi-am luat un curs online ca să învăț să sudez. Deci urmează să învăț să și sudez. Deci trebuie să știi puțin din toată. La noi cine vine să facă, o venit acum de curând, noi ne-am mutat într-un nou atelier și a venit unii să ne pune niște scânduri și uitam și zice, stai cam eu, stai, nu te mai după în acasă, cam eu uite tot ce trebuie. Deci, în principiu, asta trebuie să aveți orice, eu cred că orice florist trebuie să știe ce e aia și cum se ține, femeie sau bărbat, nu contează, trebuie să știe ce e aia, o bormașină, burghiu, bit, șuruburi, fierăstrău pendular, fierăstrău circular, cred că orice florist, nu contează genul, trebuie să știe ce sunt alea și, bineînțeles, cum să lucreze cu ele. Deci trebuie organizat un curs astfel încât să putem învăța folosirea instrumentelor de construcție. Un curs de sudor, de fierar betonist. De... Revin la tematica cursurilor. Aș vrea... Da, te rog. Voi ne mai suportați, da? Adică noi ne lungim de plăcere, dar voi nu trebuie să stați neapărat. Sunteți ok să mai stăm în plus, da? Că putem să-i dăm înainte așa, bice. Sigur, sigur? E cineva împotrivă? Să zic acum sau să tacă pe vecie? Sigur? Fac, bine, fac o completare. Să știți că această zi încă nu s-a terminat. Începând cu orele 20:30, vă așteptăm cu drag la o minunată masă festivă, unde formația Andante din Piatra Neamț ne va susține o atmosferă muzicală deosebită și noi toți vom avea ocazia să ne distrăm, să ne simțim bine împreună, să socializăm. Așa că munca noastră a florișilor nu implică doar muncă, cărat, chin. Avem nevoie și de un pic de distracție. Așa că diseară ce invitați, cu mare drag, la orele 20, aici la Central Plața, Piatra Neamț. Avem nevoie și de distracție, Dani, astfel, altfel nu ne putem încărca bateriile. Unde să ne cheme, Dani? La nuntă. Nu vă zic mirii cu care lucrați, dar hai, te rog, și tu să ne simțim bine. Și când ne gândești, Doamne, după 5 nunți, păi jegos, da, venim, Dani, venim dimineața, la strâns. Murdar pe sub unghii, vai. Când trebuie să te mai gândești că mergi și la strâns, zic, vai, mă scuz, dar sunt așa obosit, iartă-mă, nu te supăra pe mine, dar efectiv nu pot. Deci te invidiez dacă Miri te cheamă la nunți în București. Pe voi vă invită Miri la evenimente? Foarte frumos! Foarte frumos! Și mergeți? Foarte frumos, bravo!
Da, nu de multe ori, cred că nu sunt singura care i s-a întâmplat o relație pe care o ai cu clienții, un cuplu de miri, mă rog, tot discutând cu un an înainte contractarea evenimentului, desfășurarea, să ajungi practic să te împrietenești cu clienții viitorii miri. Mie una mi s-a întâmplat și cu siguranță cred că și vouă vi s-a întâmplat acest lucru și chiar am descoperit și am căpătat prieteni minunați care mi-au fost clienți și miri și mă bucur să aud că și vouă vi s-a întâmplat acest lucru. M-a întrerupt Dani și vreau să revin la un subiect. Da, i-am dat mână liberă. Acum lasă-mă, te rog, 5 minute, lucrează în liniște, hai că, uite, deja este 6 fără 10. Mai ai 10 minute. Să înțeleg că îți place ceea ce faci și de aceea timpul nu contează. Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru. Toți dintre noi care suntem aici, nu vreau să ne considerați sau să ne puneți pe un oarecare piedestal. Cei trei care îi vedeți, Ioana, Dani și Alina, sunt oameni care au investit foarte mult în educația lor, oameni care au investit în această parte a cunoașterii și a dezvoltării afacerii lor. Și aș vrea să rog o colegă din asociație, Oana Jurj, Florăria Gift Art Sibiu, să ne povestească câteva cuvinte despre experiența ei personală avută cu aceste cursuri organizate de către asociație. Oana, draga mea tiză din Sibiu, te rog frumos să ne povestești, din punctul tău de vedere, ce a însemnat pentru tine participarea la aceste cursuri în asociație, cu ce te-au ajutat, cum ți-au dezvoltat afacerea, cum ți-au mărit orizontul de cunoaștere. Te rog. Eu nu sunt așa sentimentalistă ca tine. Mai spui și la obiect. Draga mea. Da, de când sunt în asociație, de fapt înainte să intru în asociație am cunoscut-o pe Marcela. Da, ei nu-i prea place nici să vorbească despre ea, nici să se vorbească despre ea, dar uite că eu sunt căpățânată rău de tot. Și am cunoscut-o pe ea tot la o întâlnire de genul ăsta, era la Cluj și discutam despre educație, discutam despre câte lucruri ar trebui să știm și totuși nu le știm, deși facem meseria asta de ani buni. Am intrat în asociație, m-am apropiat de ele, de toată gașca asta, că e una faină rău, și am zis ok, hai să merg la un curs, pentru că până atunci nu făcusem niciunul, nu neapărat din aroganță, ci pentru că ceea ce era pe piață știam că nu o să mă ajute în mod concret, că erau făcute superficial. Și atunci am simțit nevoia să merg și să fac cursurile astea. Am rămas cumva blocată și eu și colegele mele de la primele întrebări a lui Ivan. Câte feluri, câte tehnici de buchet există. Ne-am apucat ca să numărăm. Întrebat câte culori există și ne-am apucat să numărăm ca să aflăm că sunt numai 12. Așa, și multe, 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 multe alte informații care cumva ajuns în momentul în care m-am întors în atelierul meu, le-am găsit logica. Acum văd dacă într-un buchet sunt puse 3 flori alandala, văd dacă sunt frunze în punctul de legătură, văd dacă sunt, da, le văd, că deja mă zgârie pe ochi când văd un lucru de genul ăsta. Și este unul din avantaje, pentru că am învățat să lucrez corect și am învățat să observ greșeli și să le corectez, că toată lumea face greșeli și atunci când înveți. Mai este un lucru pe care aș vrea să vi-l zic, pe care noi românii de regulă îl cam facem. Suntem foarte încântați când cineva vine din străinătate. Avem și noi în România floriști foarte buni pe care trebuie să-i urmărim și de asta sunt foarte bucuroasă că sunteți mulți aici. Sunt români de-ai noștri, sunt talentați, sunt frumoși, sunt foarte buni și avem de învățat de la ei. Avem în România
profesori de la care putem învăța. Într-adevăr, și ei s-au școlit tot în afară pentru că nu au avut de unde, dar aduc cu ei toate cunoștințele acumulate acolo și sunt gata să le împărtășească pe toate cu noi și cred că ar trebui să profităm din plin. Eu una vă zic sincer că mai nou și clienților mei le explic de ce un buchet făcut de mine pe care tocmai l-au cumpărat este făcut corect, ca să poată vedea când poate eu sunt plecată sau poate primesc de la altcineva un buchet, să vadă un pic diferența între un produs corect executat și un produs incorrect executat. Pentru că și corectitudinea cu care noi facem anumite buchete sau aranjamente duc în final la rezistența în timp a ceea ce facem. Un buchet pe care sunt frunze pe toată tija florii o să se strice mult mai repede decât unul executat corect, pentru că frunzele o să contamineze apa o să se strice și n-o să mai fie atât de hrănitoare pentru flori. La fel și cum băgăm florile în burete, la fel și cum le hidratăm. Sunt multe, e o poveste lungă și mă bucur tare mult că am putut să o învăț și vă sfătuiesc și pe voi să o învățați, pentru că o să vă ajute. Și de-abia aștept Master Florist, nu? Așa că Marcela, ideea noastră, o avem aici, zic să profităm de ea la maxim, pentru că este bucuroasă și este entuziasmată să fac asta pentru voi. Bine? Da, e foarte bine. Bine? Okay. Ai zis bine, Oana. Ai zis de bine.